Problema la capitolul credite e faptul că oamenii nu țin cont de un anumit set de reguli. Și în primul și în primul rând nu și-l permit. Păi dacă tu mergi pe grad maxim din datorare, nu ai bani de avans pus deoparte sau ai un avans minim, că mai e și capcana asta, prima casă, noua casă cu 5%, în primul moment în care fluctuează ratele, ce faci? Știi? Adică nu e neapărat ok din punctul ăsta de vedere. Ne luăm case mult mai scumpe decât îmi permitem, profităm la maxim de gradul ăla din datorare, dăm un avans foarte mic, ceea ce nu e ok. Pentru că o să ajungem în impostaza în care o să trăim de la o lună în alta și o să ne fie cumva un lucru... Na, e greșit din punctul meu de vedere, știi? Și pentru generația noastră, femeile și-au propus lucrul ăsta. Să fie independente financiar, să nu depindă de banii bărbaților, să nu se justifice în fața nimănui. Și eu pot să înțeleg, pentru că au fost foarte multe situații, de exemplu, de cuplu în care ei se despărțeau. Și la un moment dat bunurile ajungeau în posesia partenerului, pentru că partenera, neavând un venit pe care să-l justifice, rămânea fără casă, fără mașină sau, mă rog, alte bunuri materiale în care ei investeau. Ceea ce mie nu mi se pare neapărat corect. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Bezei. Invitată de astăzi este Diana Vânciuc, consultant financiar, cu care vom vorbi, bineînțeles, despre cum să ne gestionăm mai bine banii, pentru că, așa cum știți, când vine vorba de bani, uneori teoria nu se pupă cu practica. De asta am zis să vorbim puțin despre asta, să vedem în aceste vremuri tulburi. Se pare că trăim niște perioade așa mai dificile, dacă ne uităm la prețuri. Din păcate așa este, Raluca. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, Raluca, bine te-am găsit. Din păcate așa este, cel puțin la nivelul bugetul familiei, la raportat la cheltuielile lunare pe care le avem, chirii, rate, alimentații. Într-adevăr, trăim într-o perioadă un pic mai dificilă din punct de vedere al situației financiare. Da, și aud în jurul meu persoane care spun că nu se mai descurcă cu banii, dar și persoane care nu se plâng neapărat de lipsa banilor, adică trăiesc în continuare cum trăiau și înainte să fie scumpirile. Adică sunt categorii diverse, dar cred că marea majoritate a oamenilor trăiește greu. Așa este, într-adevăr. Dacă ar fi un pic să ne raportăm la ce se întâmplă în momentul de față în Iași, pentru că noi fiind localizați în Iași, poate e puțin greșit să ne raportăm la nivelul țării. Național, da. Lucrurile sunt un pic mai dificile pentru că, ca și medii de venit, noi suntem puțin sub media țării. Suntem într-o zonă puțin mai săracă, din păcate, și, într-adevăr, raportat la nivelul de trai, costurile sunt foarte mari, pentru că Iașul în sine este un oraș destul de costisitor. Din punctul meu de vedere, majoritatea oamenilor au probleme cu banii, datorită faptului că, în primul rând, nu știu cum să-i gestioneze. Deci, cele mai mari probleme cu care și eu mă confrunt cu clienții mei, în primul și în primul rând, este rutina și mentalitatea învechită pe care o avem noi în raport cu relația cu banii. Pentru că noi am crescut, din păcate, majoritatea dintre noi în familii puțin traumatizate după tot ce a însemnat perioada Ceaușescu și oameni care au crescut cu mentalitatea că banii se câștigă greu, trebuie să strângi de ei, trebuie să avem banii pentru zile negre. Cumva am trăit într-o relație negativă în raport cu banii și este foarte greu în momentul de față să schimbăm percepția asta. Și majoritatea dintre noi, sau mă rog, dintre oameni, mai bine spus, că poate nu este cazul la noi două, se raportează în primul rând greșit, dar nici nu știu cum să-și gestioneze banii, pentru că am observat o problemă foarte mare la nivelul bugetului. Din experiența mea, majoritatea oamenilor au probleme cu banii pentru că nu știu pe ce dau banii, în primul rând, pentru că nu-și setează obiective, nu-și setează bugete și asta, din punctul meu de vedere, e cea mai mare greșeală, să nu ai un buget setat sau să nu știi pe ce dai banii. Pentru că, uite, dacă ar fi să analizăm bugetul, bugetul este, din punctul meu de vedere, creierul educației financiare, am putea spune, lăsând la o parte principiile financiare, rutina, visul de a fi independent financiar și așa mai departe, în primul și în primul rând, dacă tu ca persoană nu știi pe ce dai banii și ajungi în impostaza în care să trăiești de la o lună la alta sau mai rău să ai datorii, înseamnă că faci ceva greșit. Orice venit lunar ai avea, fie că vorbim de 3.000 de lei, de 6.000 de lei, de 10.000 de lei, orice persoană, chiar și o persoană care câștigă 10.000 de lei pe lună, are probleme financiare dacă nu știe cum să-și gestioneze banii. Deși trăiește la o lună în alta, așa, unul are care confort mai ridicat decât o persoană în care are un venit mai mic, nu înseamnă neapărat că o duc mai bine din punct de vedere al rulării banilor. Și uite, ca să-ți dau un exemplu concret. Probabil ai mai auzit și tu de regula asta 50-30-20, cu care e bugetul normal în așa fel încât să ne raportăm ca și cheltuielile supraviețuire. Din păcate, noi ajungem undeva la 70% din venitul nostru, asta e realitatea, să-l dăm pe cheltuielile din viața de zi cu zi.
Problema cea mai mare aici e faptul că noi, neavând o monitorizare asupra banilor pe care îi cheltuim, ajungem în impostața în care banii să ne controleze pe noi, nu noi pe ei, ceea ce e greșit. Pentru că, uite, dacă de multe ori m-am întâlnit cu situația asta să-mi întreb clienții, hai să-mi pic, să intrăm în detalii, să vedem pe ce se duc banii tăi, pentru că mereu îmi spui că nu ajung, nu ai. Și când ajungem la capitolul mâncare, de cele mai multe ori acolo se are loc click-ul. Pentru că, în primul rând, oamenilor le este frică să accepte că au anumite cheltuieli, că fac excese și nu sunt conștienți, adică nu se raportează într-un mod realist la cheltuielile pe care le au cu adevărat. Mereu spun că e ceva neprevăzut, că a intervenit ceva pe ultimul moment, când de fapt în realitate cele mai multe excese se fac la capitolul mâncare. Nu mai zic dacă avem rate sau chirii, asta cumva se încadrează tot acolo. Dacă vorbești de excese la capitolul mâncare, adică după o zi de muncă se duc și și au tot felul de prostioare. Mai ales dacă nu-și permit, da. În primul rând, aici vorbim și de risipă alimentară. S-au scumpit oricum, și sucurile, și chipsurile. Toate s-au scumpit. Problema e că e foarte multă risipă alimentară. Adică media per familie pe lună e undeva între 100 și 150 de euro pe familie risipă alimentară. Ceea ce e foarte mult. Arunci mâncarea. Da, arunci mâncarea. Cumperi mai mult decât consumi. Alimentele expiră. Știm cu toții că majoritatea acum pe căldura asta au termen mic de valabilitate și ești nevoit să le arunci. Pentru că tu, în primul rând, nu ești pregătit. Nu ți-ai format o rutină. Ce înseamnă rutina asta? Păi, în primul rând, nu ți-ai setat un buget. În primul și în primul rând, ar trebui să începi cu asta. Bun, mi-a intrat venitul, ce fac? Îmi setez un buget pentru alimente. Să spunem că am o familie, nu știu, cu doi copii, noi doi soți, ne punem un buget de, nu știu, să zicem 2000 de lei. Mă rog, aici e justificabil în funcție de venitul și nevoile familiei. Dar să luăm așa un exemplu. Păi dacă eu m-am setat bugetul ăla de 2000 de lei, eu trebuie să mă asigur că mă încadrez în el, orice ar fi. Da, bun, hai să zicem că la începutul lunii mergem în oraș, mâncăm o dată cu familia, ieșim în weekend la Palace, bem o cafea, mâncăm o prăjiturică. Sunt chestii normale, toată lumea face lucrurile astea. Problema e când ajungi la finalul lunii, când te apropii de 8-10 a lunii următoare și știi că mai ai 5 zile o săptămână până îți intră iarăși următorul venit. Acolo trebuie să ai grijă, pentru că nu mai ai cum în ultima săptămână, dacă tu ai făcut excese la începutul perioadei, să faci la fel și la final, adică trebuie să-ți reglezi. Asta ar fi prima mea recomandare, să-și seteze un buget fix și să încerce cât mai mult să se țină de el, iar pentru partea cu risipa alimentară, să meargă cu o listă de cumpărături la magazin. Pentru că oamenii, din păcate, știi cum fac? Ajung la Lidl, la Carrefour, la Kaufland, dar parcă vreau și din asta, dar parcă vreau și din asta, dar lasă că mai bine să fie. Uite, așa a fost și în pandemie, știi, când a fost criza cu Drojdia și cu ulei, și toată lumea cumpăra să aibă. Eu sunt curioasă ce a făcut cu ele după, că, cât ulei și câtă Drojdie puteau să consumi, știi? Da. Dar, la o bucată. Exact. Dacă expiră Drojdia, îți dai seama. Exact, ulei, nu expiră așa ușor, dar așa repede, dar Drojdia. Da, și cumva aici trebuie să avem grijă să mergem cu o listă prestabilită. Ok, putem să ne luăm un, cum să zic, o marjă de eroare. Hai să spunem că ne dorim cu adevărat, că am văzut că, nu știu, au pepeni proaspeți și vrem neapărat unul și nu era pe listă. Nu suntem chiar ipocriți să spunem că ne ținem punctual de lista respectivă, dar, nu știu, maxim 2-3 lucruri în plus față de listă, pentru că altfel o să ajungem să cheltuim mai mult decât ne-am propus, nici nu le folosim. Și că ne permitem până la urmă. Exact, exact, exact. Da, și... pentru că ce ziceai tu cu momentul în care ți intră venitul. Da, da. Cheltui mult din mult, el. Mult, așa este. Și apoi trezești cu o săptămână înainte să iei din nou salariu. Că nu mai ai. Puțin, mănânc pate cu pâine toată săptămâna. Exact, da. Exact. Aici da, nu e ceva, ești din comun. La noi se întâmplă, adică mulți am trecut prin asta, mulți cred că trec prin asta. În continuare se întâmplă, da. Păi știi care e problema aici iarăși? Faptul că noi ne proiectăm, cum să spun, noi trăim, românii și ieșenii în general, ziua de azi, replica o viață avem, e foarte uzuală în viața noastră de zi cu zi și cumva nu ne facem sau nu ne setăm, mai bine zis, obiectivele pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Pentru că dacă tu ți-ai seta obiectivele, lucrurile alea la care ții cu adevărat și care nu, dacă nu s-ar împlini, te-ai simți într-o relație de, nu știu, lipsă de respect față de tine, ai lucra altfel la ele. Dar așa, când tu trăiești de pe azi pe mâine și de pe mâine și ești foarte confortabil cu situația pe care o ai, te plafonezi tu ca om, în primul rând, știi? Și nu-ți dorești mai mult, ceea ce e greșit, pentru că dacă ar fi să încercăm să ne punem, să spunem, bazele unei oarecare educații financiare, primul și în primul rând, pe lângă bugetul ăsta din viața de zi cu zi, care cuprinde cheltuieli de transport, mâncare, utilități, facturi și așa mai departe, trebuie să avem un buget pentru economii. Banii aia albi de zile negre, cum spunem majoritatea dintre noi,
Acel buget de economii trebuie să fie pentru lucruri neprevăzute, care nu știm dacă sau când o să se întâmple și, în general, lucrurile neprevăzute sunt de două tipuri, pozitive și negative, și e foarte, foarte important să avem un buget alocat. În general, se recomandă ca între 1 și 3 venituri lunare să fie cumva alocată în direcția asta de neprevăzut. Nu știu, vine un concediu, vreți să mergeți la mare o săptămână, apare o nuntă, un botez, nu te simți bine, trebuie să mergi la medic sau nu știu, ți s-a stricat mașina. Cumva să ai un buffer din care poți să iei acei bani, să nu te încurce traiul tău din viața de zi cu zi raportat la cheltuielile neprevăzute care apar, știi? Dar și ce spune toată lumea când aud de partea asta de economisire? De unde să mai economisesc? Că abia mi-ajung banii de pe o lună pe alta. Eu pot să înțeleg. Uite, știi care e realitatea? Eu pot să înțeleg pentru cineva care câștigă minimul pe economie, să spunem, sau puțin peste minimul pe economie. Ai 3.000 de lei raportat la chiriile și cheltuielile de întreținere ca persoană într-o lună. Pot să înțeleg că, într-adevăr, este greu, dar pentru persoanele care au familie și din start vorbim de două venituri, lucrurile ar trebui să stea puțin altfel, pentru că ar trebui să ne raportăm iarăși la cheltuielile care le avem noi în viața de zi cu zi. Hai să spunem că nu ne încadrăm în acel ideal 50-30-20, dar să mergem măcar la cel de 70-20-10, adică 70% din venit să încercăm să-l alocăm pentru întreținerea vieții noastre de zi cu zi, 20% să-l alocăm pentru economii și 10% pentru termenul lung și obiectivele pe termen lung. Teoretic, nu e greu să facem asta, practic trebuie să ne formăm o rutină și primul pas ar fi, așa cum am mai zis, să ne ținem evidența cheltuielilor, pentru că oamenii când încep să facă pasul ăsta se trezesc la realitate. Când văd că dau, nu știu, din 6.000 de lei 3.000 pe mâncare într-o lună, se sperie un pic și își dau seama că poate nu ar mai trebui să consume așa de multă cafea în oraș, poate nu ar mai trebui să dea așa de multe comenzi sau ar trebui să gătească mai mult acasă. Sunt cumva aspecte la care putem lucra și din punctul meu de vedere, la capitolul mâncare se poate jongla cel mai mult. Adică dacă ai un control asupra direcției astea, exact, după restul lucrurilor merg mai bine. Nu zic de acum să intrăm toți la cură să mâncăm doar cartofi și lucruri de genul ăsta, dar cumva să avem puțin grijă în direcția asta. Și dacă încercăm să ne încadrăm în plafonul ăsta de 70%, 20% din economii, cumva și economiile astea trebuie prioritizate, pentru că asta e problema. Noi economisim la final de lună dacă rămâne. Ok, dar dacă nu rămâne, ce facem? Nu mai punem bani aparte. Da, nu-i neapărat corect, nu-i neapărat corect, pentru că în domeniul financiar, principiul numărul 2 sunt în felul următor. Tu te plătești prima dată pe tine. Așa cum plătești chiria, rata la bancă, facturile, taxele la stat și așa mai departe, trebuie să te plătești pe tine ca om, ca persoană. Și dacă tu la începutul lunii, sau mă rog, în ziua în care ai luat salariul, te plătești prima dată pe tine, ți-ai pus acel, nu știu, standard, să spunem, de 20% sau o sumă care să te satisfacă, prima dată pe aia o pui deoparte. Și apoi plătești și în funcție de economiile pe care îți dorești să le ai, începi să faci restul cheltuielilor. Cumva aici iarăși e o greșeală pe care foarte mulți o fac. Deci dacă ești în cuplu, este mai ușor să strângi bani decât realitatea, da, știi de ce? Pentru că pic și logic. Pentru că, uite, dacă tu, de exemplu, ești singur, înseamnă că plătești tot de unul singur, ce înseamnă chirii, utilități, facturi și așa mai departe. La mâncare, iarăși, pentru că, hai să fim serioși, nu poți să cumperi să faci chiar pentru o singură persoană, știi? Tot timpul mai există excesii și, într-adevăr, când ești în cuplu sau ai un coleg cu care împarți coleg-colegă, lucrurile merg mai bine, asta e realitatea, adică poți să înțeleg că confortul este unul mai ridicat când stai singur, de exemplu, dar financiar nu ți oferă aceeași siguranță neapărat, adică cât mai mare. Merg lucrurile și la cât e rata divorțului și cum funcționează acum relațiile, că nu mai vrea nimeni să fie într-o relație, s-ar putea ca și economisirea să nu fie. Eu pot să înțeleg, uite, că sunt situații dificile, dar nu e neapărat area mea de activitate, relația familială, dar ca să-mi dau așa cu părerea, aș putea spune că poate și oamenii nu mai trag spre aceleași obiective pentru că ei de la bun început nu au avut o comunicare eficientă și nu au știut cum să-și seteze prioritățile. Pentru că dacă, nu știu, să luăm un exemplu, să spunem că pentru ea, pentru soție, este important să aibă familie, să copiii ei să meargă la școli bune, să meargă în vacanții, să facă activități extracurriculare, de exemplu. Să spunem că prioritizează foarte mult direcția asta. Și soțul prioritizează, nu știu, să spunem meciurile, vacanțele și mașinile, păi clar că nu avem obiective neapărat comune. Ok, e normal ca fiecare dintre noi să aibă un hobby, să investească în ceva pe lângă, o pasiune, pot să înțeleg, dar dacă obiectivul lui este independența și starea de bunăstare profesională, personală și ea
prioritizează familia, nu ai cum să tragi spre un obiectiv comun împreună. Adică din start acolo lucrurile nu au fost setate de la bun început corect. Da. Și iarăși lipsa de comunicare e o mare problemă, din păcate, în direcția asta. Asumarea de sentimente. Da, păi vedem că se discută pe aceste subiecte actuale, pentru că n-ai vorba de vremurile în care trăim. Așa este, din păcate. Nu putem compara ce se întâmplă acum 50 de ani într-o relație și ce se întâmplă acum. Da, diferențele, din păcate, sunt foarte mari, dar eu presupun că... De generații, de gândire, da, de mentalitate. Da, da. Eu cel puțin am observat un trend în rândul clienților mei că generația noastră poate e un pic mai ancorată în realitate decât generația părinților noștri, deși poate e un răspuns pe care o să-i prindă pe unii dintre spectatori. De ce zic asta? Pentru că, uite, dacă acum vreo 5-10 ani a fost acel trend în care oamenii se căsătoreau foarte târziu, 30 de ani, 35, cumva înaintau procesul de a-și întemeia o familie și a face copii, pentru că au venit din familii sărace, din familii cu mulți copii, au dus-o greu acasă sau alte motive în direcția asta, generația puțin mai tânără cumva s-a raportat un pic mai rapid la realitate, adică și-a prioritizat mai mult obiectivele financiare. Își doresc o casă, își doresc să ajungă independenți financiare, își doresc și o familie, mulți dintre ei, deși toată lumea spune că generația asta nu mai vrea să-și întemeieze o familie, când de fapt nu e neapărat adevărat. Da, ei sunt mai degrabă conștienți la costurile pe care le implică o familie. Asta e total altceva. Pentru că foarte mulți dintre noi sunt conștienți dacă își permit o casă, când își permit o casă, ce venit au, dacă își permit să crească un copil și cumva de asta poate unii aleg sau nu să facă pasul ăsta, dar sunt destul de ancorați în realitate spre deosebire de, nu știu, și din punct de vedere emoțional. Deci sunt conștienți de potențial, nu? Exact, de ce exact, pot să facă, nu? Exact, exact. Plus că mie mi se pare că suntem o generație puțin mai inteligentă emoțional față de, de părinții noștri. Am învățat să ne comunicăm sentimentele, am învățat cum să ne exprimăm gândurile, cum să ne spunem punctul de vedere și cumva poate lucrul ăsta mulți dintre noi nu l-am văzut acasă. De exemplu, eu vin dintr-o familie în care nu se spune te iubesc. La noi în casă nu prea auzi te iubesc. Dar, în schimb, ne arătăm altfel lucrurile, știi? Prin... Uite, de exemplu, eu am observat o chestie că am făcut terapie în ultimul an și m-am descoperit că foarte multe lucruri le-am luat de la mama mea, deși poate nu mi le-am dorit neapărat. Când era mai mică, mama mea, mă rog, și acum gătește foarte mult, dar cumva punea presiunea asta în mod indirect pe mine că ar trebui să învăț să gătesc pentru că o să ajung la un moment dat la casa mea. Știi, cum toată lumea a trecut prin toată lumea a trecut prin asta. Da, și de excepții, da, majoritatea. Exact, exact. Ei, și eu ajunsesem în punctul în care nu-mi plăcea absolut deloc să gătesc, pentru că dacă nu ieșea ca ei, ca rețeta ei, nu era perfect. Și cumva reproșurile m-au dus într-o direcție în care am preferat să nu mai fac asta. Dar uite că totuși a trecut timpul, m-am mutat împreună cu partenerul meu și de bună voie și nesilită de nimeni stau în bucătărie și gătesc, pentru că așa mi-a inspirat mama mea. Ea așa și-a arătat iubirea față de noi, prin faptul că ne face poftile din punctul ăsta de vedere. Și am observat că, deși nu credeam că o să se întâmple, am preluat chestia asta de la ea, știi? Și așa și eu mai departe mi-arăt iubirea și afecțiunea, susținerea în direcția asta. Bine, oricum, cum se zice că foarte puțini filme mai gătesc, da? Da. Doar că sunt nevoite. Da, să zic că mi se întâmplă mi se întâmplă uneori că mai postez pe rețelele astea sociale, uneori ce rețete mai fac și mai primesc răspunsuri de pe la colegi, prietene. Dar tu ai făcut, de unde ai făcut? Ai comandat? Că am și o direcție un pic mai diferită de a găti, adică încercăm și rețete puțin mai extravagante, nu știu, sushi sau mâncare asiatică, adică pe care nu toată lumea le gătește acasă. Nu neapărat tradițională, da. Exact, și de foarte multe ori... Tocăniță ceva? Fac și tocăniță și lucruri de genul ăsta, dar îmi place foarte mult și să încerc lucruri noi în direcția asta și primesc tot felul de răspunsuri. Tu ai gătit, ai comandat, de unde ai comandat? Și eu zic, nu, eu am gătit. Și cumva, eu nu gătesc, arată foarte bine. E o normalitate și pot să înțeleg de ce femeile nu mai gătesc. Nu neapărat, exact. Nu neapărat că nu-și doresc, mai au timp. Când ești femeie de carieră. E o problemă reală, nu? Exact, exact. Când ești femeie de carieră și cumva v-ați comunicat de la bun început în relație așteptările. Bun, eu vreau să prioritizez business-ul pe care l-am, job-ul pe care l-am, vreau să mă dezvolt în direcția asta. Ar trebui să nu aibă așteptări partenerul nefondate în direcția asta, că atunci când el vine acasă la 5 să fie mâncarea gata. Păi și eu tot la 5 vin, ca și tine, sau poate vin la 7 dacă fac overtime, știi? Și e greșit cumva. Dar știi că e comparația aceasta. Mamele noastre făceau de toate. Da, da, din păcate. Noi nu mai putem să facem nimic. Din păcate, dar realitatea e că mamele noastre stăteau acasă și creșteau copiii. Ceea ce nu e un lucru greșit, că na, ne-au crescut pe noi. Dar nu făceau carieră, nu lucram în direcția asta. Și pentru generația noastră, femeile și-au propus lucrul ăsta.
Să fii independente financiar, să nu depindă de banii bărbaților, să nu se justifice în fața nimănui. Și eu pot să înțeleg, pentru că au fost foarte multe situații, de exemplu, de cuplu în care ei se despărțeau. Și la un moment dat bunurile ajungeau în posesia partenerului, pentru că partenera, neavând un venit pe care să-l justifice, rămânea fără casă, fără mașină sau, mă rog, alte bunuri materiale în care ei investeau. Ceea ce mie nu mi se pare neapărat corect. Uite, de exemplu, am mai avut situații chiar și cu clienții mei când ei nu erau căsătoriți și voiau, de exemplu, să-și cumpere ceva la comun. Să pună bani deoparte în investiții, economii, să-și cumpere o mașină, un apartament și așa mai departe. Și eu sunt genul care spune nu. Deci dacă soția nu este beneficiar sau dacă nu faceți un act adițional prin care să confirmați că banii sunt împreună, deși voi încă nu sunteți căsătoriți, eu nu-s de acord. De ce? Pentru că sunt femei. Și cumva e o plasă de siguranță. Adică foarte transparent le comunic lucrurile astea. Ok, voi acum vă înțelegeți foarte bine, dar eu nu știu ce se întâmplă peste 5-10-20 de ani. Da. Cumva e o plasă de siguranță, deși poate unii din ei se ofensează că le spui lucrurile astea, mai ales bărbații în general, femeile nu reacționează într-un mod negativ. Eu sunt de părere că e mai important să ai o plasă de siguranță, știi, din orice punct de vedere, și financiar, și emoțional, și moral, și din punct de vedere al bunurilor, pentru că realitatea care e? Poate soția nu lucrează sau nu știu... Poate lucrează, dar nu poate să dovedească veniturile, pentru că sunt multe joburi acum care nu declară neapărat veniturile pe care le încasează, deși ea aduce poate o sumă uneori mai mare de bani în casă decât partenerul, dar nu poate să-i justifice, mi se pare nedrept față de ea, știi? Și de copii, în primul rând, pentru că și copiii cu ce o să rămână, adică știu atât de multe situații încât... Da, au divorțat din cauza banilor. Da, da, așa este, pentru că la un moment dat, și care e realitatea? Că lumea crede că cu cât o să ai mai mulți bani, cu atât o să ai mai mult pentru economii, investiții și așa mai departe, dar de fapt, odată cu creșterea veniturilor și cheltuielile cresc. Nivelul de trai se ridică și la un moment dat tu nu mai poți să scazi sub acel plafon și din anumite situații, probleme care apar în viața ta, ești nevoit să faci, nu mai poți și partenerul nu te mai înțelege, știi? Asta e cumva problema. Da, aici apare motivul. Da, da, da. De cele mai multe ori, da, așa este. Ar fi bine să ne explici cum ar trebui poate să ne calculăm veniturile astfel încât să vedem unde ne încadrăm. Dacă vrem să ne cumpărăm o mașină sau o locuință. Ok. Ca să ne facem o idee. Niște calcule. Da, da. Niște calcule. Pentru că mergi la bancă, îți face banca acolo un calcul. Da, dar de obicei sau nu, dar e gradul maxim, știi? Tu vrei maxim să iei. Exact, exact. E sigur, da. La capitolul ăsta, în primul și în primul rând... În domeniul financiar sunt foarte multe formule matematice. Deci nu sunt lucruri neapărat inventate și sunt lucruri foarte... simple, ca să zic așa, câtă casă îmi permit sau valoarea maximă pe care eu ca și familie mi-o permit, pentru că iarăși o să facem o paranteză, românii de foarte multe ori fac niște investiții pe care nu și le permit să le întrețină. De asta nu o mai duc bine cu banii, pentru că ei, nu știu, sunt un cuplu și își fac o casă cu două nivele și poate fac un copil sau fac cu trei etaje, nu știu câte dormitoare, nu știu câte băi. E mult prea mult pentru ei și nu își permit să le întrețină. Și costurile să fie unele ridicate, iar ca și valoare, trebuie să ne raportăm la situația actuală a venitului familiei. Și în general... locuința maximă, nicio problemă. Locuința pe care ne-o permitem este raportat la venitul familiei pe o perioadă de 5 ani, minus 10% dacă este achiziționată cash. Deci o perioadă de 5 ani minus 10%. Se face venitul familiei lunar, ori 12 înseamnă pe an, ori 5 ani înseamnă pe 5 ani. Deci hai să facem un calcul. Dacă familia are, zice, un venit de 7.000 de lei, ori 12 luni, ori 5 ani, îți este... Da, te rog. Uite că putem să facem un exemplu. Deci, 7 ori 7.000. Da, 7.000 de lei ori 12. Ajungi la venitul pe un an. 84.000 de lei. Așa, ori 5. Ori 5. Înseamnă venitul familiei pe 5 ani. 420.000 de lei. Așa, din 420.000 de lei scazi 10%. 10%, adică... 42.000 de lei minus 378.000 de lei. Ok, deci în situația asta... Aceasta este suma maximă dacă se achiziționează cash. Dacă se achiziționează cu credit, se scade din venitul familiei pe 5 ani minus 20%. Deci mai scazi odată, tu ai scăzut acum 10%, mai scazi odată 10%. Deci asta ar fi valoarea maximă. E o tratare foarte realistă raportat la venitul pe care o familie îl are. Ei, legat de ăsta ar fi plafonul maxim confortabil pe care ți-l permiți. Problema care e că tu în momentul în care te duci la bancă, banca îți dă maxim. Îți dă grad de datorare 40%, uneori chiar mai mult dacă te duci în anumite perioade, mă rog, asta e o altă discuție. Dar
Și foarte mulți oameni se duc cu exact cu mentalitatea asta. Ok, cât poți să-mi dați maxim? Care e maximul pe care pot să le iau de la voi, știi? Și e greșit, pentru că dacă ar fi să intrăm un pic în subiectul credit, pentru că e o normalitate în ziua de azi, da, nu-ți permiți. Foarte puține persoane, excepții sunt. Da, da, așa este, așa este și poate e un subiect bun nu de abordat. E bine sau nu e bine? Depinde. Da, răspunsul e depinde. De situație, depinde. Da. Exact, exact. Pentru că trebuie să te raportezi foarte mult la situația ta actuală. Dacă, de exemplu, creditul... Deci, creditul în general nu e un produs financiar rău. Dimpotrivă, este un serviciu de care tu poți beneficia ca să-ți atingi un anumit obiectiv. Problema la capitolul credit e faptul că oamenii nu țin cont de un anumit set de reguli. Și în primul și în primul rând nu și-l permit. Păi dacă tu mergi pe grad maxim de îndatorare, nu ai bani de avans pus deoparte sau ai un avans minim, că mai e și capcana asta, prima casă, noua casă cu 5%, în primul moment în care fluctuează ratele, ce faci? Știi? Adică nu e neapărat ok din punctul ăsta de vedere. Ne luăm case mult mai scumpe decât îmi permitem, profităm la maxim de gradul ăla de îndatorare, dăm un avans foarte mic, ceea ce nu e ok. Pentru că o să ajungem în impostaza în care o să trăim de la o lună în alta și o să ne fie cumva un lucru... Na, e greșit din punctul meu de vedere, știi? Ar trebui să economisim da. O perioadă de timp. Câțiva ani, îți dai seama, ani. Da, păi dacă ar fi să intrăm... Dar cine face asta? El este mult mai ușor... Sunt oameni, să știi, care fac asta. Eu am clienți care fac asta și cu care fac reușesc, asta. Reușesc, nu? Da, sunt oameni care reușesc, dar trebuie să... Știi care e problema? Setarea obiectivului. În primul și în primul rând, asta e prima discuție pe care o persoană trebuie să aibă cu un consultant financiar. Haideți să identificăm obiectivul care e cel mai important pentru tine. Pentru că de foarte multe ori am ajuns în impostata în care să le spun oamenilor că casa nu era de fapt obiectivul lor cel mai important. Toată lumea spune, vreau să-mi iau o casă, vreau să-mi iau o casă. Ok, da. Spune-mi cum arată casa ta. Păi dacă tu nu știi să-mi spui cum arată casa ta, dacă nu visezi în somn, înseamnă că nu-i casa, știi? Și de foarte multe ori... Doar ideea. E ideea, de fapt... De avea ceva al tău, nu? Exact, de avea ceva al tău, de posesie, pentru că noi avem spiritul ăsta foarte ridicat ca și popor, dar e, de fapt, prin întrebările pe care le pun în momentul discuției, ajungem la concluzia de foarte multe ori că este o dorință de a te simți în siguranță. Deci, de foarte multe ori, de fapt, casa asta este sentimentul de siguranță, nu neapărat locuința în sine. Da, sunt și oameni care știu să-mi spună punctual. Casa mea are nu știu câte etaje, ușă de lemn de nu știu de unde, parchet de nu știu unde, are perete de sticlă în living, nu știu pe ce parte, adică răspunsuri care și pe mine mă surprind că chiar știu. Da, acolo, într-adevăr, vorbim de o casă. Visul lor este să aibă o casă și știu cum arată. Da. Dar dacă eu nu știu cum arată casa mea, înseamnă că nu e casa. E sentimentul de siguranță, cumva, știi? Păi înseamnă, dacă ne uităm un pic la mașinile care circulă la noi în oraș, suntem toți bogați datorie, nu? Da. Da, din păcate, noi avem un spirit foarte ridicat în ceea ce înseamnă dorința de a arăta că avem bani, dar în realitate nu e neapărat așa. Pentru că ne place să show off, știi? Adică românii sunt un popor care vor să arate că au bani, că o duc bine, când de fapt în realitate lucrurile nu stau așa, știi? Și aici pleacă și în primul rând iarăși. Modul în care noi ne raportăm la bani, că, nu știu, te chinui 6 luni, un an să-ți iei o mașină și ai 20.000 de euro, dai 20.000 de euro pe mașină, dar nu te mai gândești că mașina aia poate să se strice, ai nevoie de niște economii, poate apar niște probleme de sănătate neprevăzute. Exact. Și cumva oamenii se aruncă pentru că nu știu să se raporteze corect la valoarea maximă pe care și-o permit. Adică eu de foarte multe ori, mă rog, aici la capitolul mașină, discuția e foarte... Complexă, nu? Complexă, pentru că sunt mai multe reguli și fiecare o aplică pe cea pe care și-o dorește. Adică există regula că ca să fie maxim 6 luni din venitul familiei sau, nu știu, eu în general calculez puțin altfel cu clienții mei, în așa fel încât să ți-o permiți. Adică să nu te raportezi ca și cum mașina ar trebui să fie un lux, nu știu, tu câștigi 5.000 de lei pe lună și visezi la o mașină de 10.000 de euro. Nu știu cât de realist ești, știi? Adică trebuie să ne setăm un pic și obiectivele astea în funcție de realitatea în care trăim. Bine, oricum, dai seama că toată lumea o să spună că nu are bani. Toți cei care au mașini scumpe, toți cei care au... Care da, păi nu au, știi de ce? Pentru că ei investesc foarte mult în pasive, adică în locuințe. Na, mă rog, locuințe oferă un confort, hai să noi judecăm pe cei care fac, că toți ne dorim zona asta de confort. Nu investesc în mașini și nu investesc în alte active care să le producă bani. De asta ei spun că nu au bani, pentru că banii lor, în timp ce ei dorm, nu produc alți bani, știi? Asta e realitatea. Adică foarte puțin dintre oamenii cu care eu am discutat
până în punctul în care să ajungem să colaborăm pe anumite direcții, îmi spuneau că banii lor sunt investiți și produc ceva pentru ei. Pentru că asta e o problemă. Oamenii s-au obișnuit să aibă bani lichizi, adică umblăm foarte mult cu cash, investesc, mă rog, e greșit iar să spunem investim într-o casă și într-o mașină, că cheltuim banii, de fapt, și ajung banii să fie un pasiv, să nu ne producă bani din contră, să ne scoată din buzunar în continuare alți bani. Și de asta n-avem. Și mi-a ridicat mingea la filo, ca zic așa. Am ajuns la capitolul investiții. Ok. Se discută mult și despre asta. Văd prin TikTok-ul de specialiști. Nu știu câți dintre ei sunt, sunt specialiști sau nu. Ideea este că toți te învață cum să investești și în ce să investești, uh-huh. ce sume, la cât timp, bursă, uh-huh. nu știu... Fideli, nu știu, sunt de toate. Sunt de toate. Deci da, acum asta e realitatea. În multe lucruri poți să investești. Ce ar trebui să facă un om care pleacă efectiv de la zero? Habar n-are ce de înseamnă nimic. Bursă, absolut nimic tot ce uh-huh. înseamnă investiții uh-huh. Uh-huh. și vrea să-și investească niște economii. Nu știu, hai zicem, are 5.000 de lei, o sumă economisită. Depinde foarte mult de obiectivul și scopul banilor, pentru că, uite, dacă ar fi să ne raportăm un pic la situația clientului, persoanei în cauză. Lucrurile stau în felul următor. Dacă tu, nu știu, să spunem că ai un credit și poate e mai prioritar pentru tine să închizi anticipat creditul decât să pui banii aia deoparte, o investiție poate să fie plățile anticipate acolo. Adică se pot trata uh-huh. lucrurile și în direcția asta, știi? Dacă ai o disciplină repede, financiară și ai economii, deci iarăși aici e o greșeală, tu vrei să faci investiții, dar nu ai bani puși deoparte. Păi nu, nu facem asta. Mai întâi setăm acel buget de economii pentru lucruri neprevăzute și apoi o să mergem în direcția de investiții. Ok, să presupunem că am bifat direcțiile astea, de știu pe ce îmi dau banii, am economii puse deoparte să fiu safe, am ajuns într-un punct de satisfacție profesională și financiară în care îmi permit să fac pași în direcția asta. Ce am de făcut? Păi în primul și în primul rând trebuie să-ți cunoști gradul de risc și apetitul la risc în direcția asta, pentru că investițiile sunt de mai multe tipuri, speculative și non-speculative. Eu, ca și consultant, nu le recomand pe cele speculative, adică fiind o piață nereglementată pentru cineva care nu are experiență și nu lucrează sau, mă rog, nu este foarte pasionat să studieze îndeaproape lucrurile, ce înseamnă speculative? Cripto, forex, NFT-uri, lucruri de genul ăsta, da. Despre care toți am auzit și știm puțin cum merg lucrurile, adică fluctuațiile care au existat în piață, toată lumea le cunoaște. De asta eu nu le recomand, pentru că neavând o lichiditate, ți-e foarte greu să preconizezi cum o să fluctueze lucrurile. Spre deosebire de investițiile non-speculative, la care de cel mai multe ori tu îți deschizi un cont ori la un broker, ori la o companie de asigurări. Ți-ai plasat banii în anumite active, acțiuni la bursă, printr-un fond mutual, printr-un fond de investiții și așa mai departe. Lichiditatea aici, faptul că companiile astea cotizează la fondul de garantare de la stat. Adică, dacă s-ar întâmpla ceva cu banii tăi, statul te despăgubește în limita la 100.000 de euro pentru investițiile pe care tu le-ai făcute. Uite, de exemplu, la capitolul ăsta intră și depozitele bancare. Deci, dacă o bancă ar intra în faliment, statul te despăgubește. De asta... Știi că mulți se gândesc, păi, îmi pun bani la bancă, dar ce se întâmplă dacă banca dă faliment? E greșit. Oamenii care zic chestia asta nu știu, de fapt, cum funcționează banii în spate și care este principiul. Pentru că, uite, de exemplu, la noi în țară există o instituție care se numește ASP și ei supraveghează, din punct de vedere financiar, reglementările care există în area asta. Și cumva băncile, companiile de asigurări și cei care activează în zona asta de investiții sunt foarte riguros controlați din toate punctele de vedere, adică trebuie să aibă companii care îi asigură, adică asigurator, trebuie să aibă reasigurator, trebuie să cotizeze la fondul de garantare de la stat, adică sunt foarte multe aspecte la care ei lucrează ca să fie o plasă de siguranță pentru clienți, știi? Deci banii lor nu se pierd, dar oamenii iarăși nu știu informația asta, știi? Ei, și în funcție de gradul de risc la care ne raportăm, facem sau nu anumite tipuri de investiții, pentru că, uite, de exemplu, dacă sunt un client care nu tolerez riscul și vreau să spun că la data scadentă vreau să am banii ăștia în cont, pe cea mai safe variantă e ori un depozit, ori titluri de stat, pentru că acolo știi sigur că așa va fi. Ai semnat un contract, o foaie de depunere, ai făcut un transfer, știi exact cât pui și cât scoți. Mă rog, diferența dintre depozite și titluri de stat e faptul că la depozite tu ai niște costuri de administrare pentru contul respectiv la bancă și ai acel impozit pe profitul pe care îl faci de 10%. Asta e informație pe care, din păcate, mulți oameni nu o știu. Sau, dacă nu ești atent la ce fel de depozit ai, în momentul în care retragi banii, să spunem că, nu știu, ai pus pe un an de zile și ai o problemă foarte mare și vrei să-i scoți cu o lună, două mai repede, unele bănci au clauza. Da. Pentru că tu scoți banii înainte de termen și s-ar da. Putea să scoți mai puțin decât ai pus. Da. Asta e realitatea, știi? Da. Și oamenii nu știu. Dar, iarăși, dacă, de exemplu, să spunem că tu ai un avans, să spunem că vrei să-ți cumperi o locuință sau ai acești 5.000 de lei pe care vrei să-i pui pe o perioadă de un an. Un depozit e o variantă, pentru că
tu ai un obiectiv fix într-un viitor apropiat sau relativ apropiat și în momentul în care tu vrei să ai acces rapid la bani, o variantă de genul ăsta e foarte accesibilă din punctul meu de vedere. Uite, să spunem că ai avansul ăla de care ziceam pentru locuință, nu e ok să ții, nu știu, 10.000 de euro în casă cash. Despre ce vorbim? Adică, Doamne ferește, se pot întâmpla, nu știu, să aibă loc un furt, să aibă loc un incendiu. Adică sunt lucruri total neprevăzute și o să ieși mult mai mult pierdut decât dacă îi depune la bancă. Da. Și pentru alternative de genul ăsta, depozitele sunt, cum să zic eu, și numele, depozit, depozitezi. Ar trebui să se gândească oamenii la un container în care pur și simplu și-au pus banii, au închis ușa și când au ajuns la termen, da, ai dat de ei o perioadă și i-ai luat și cumva și-au conservat din valoare. Depozitele te pot ajuta pe termen lung să ajungi într-o oarecare ipostază de independență financiară dacă nu scoți banii. Dar nu știu cum se întâmplă că fix la termen, la un an, la doi ani, la trei ani sau șase luni, depinde fiecare cum îl pune, fix atunci apare o problemă și ai nevoie de ei. Și cumva ce ai așteptat șase luni, un an, doi, trei, nu mai poți să profiți în continuare pentru că intri în ei, știi? Și cumva... Da. Na, asta la capitolul depozite, dar pe partea de titluri de stat, la început, acum ceva ani, erau mult mai mici randamentele. Randament înseamnă efectiv profitul pe care banii tăi îl produc pentru tine. O să zicem asta pentru urmăritățe, tratăm cât mai jos informațiile, să spunem. Și la început erau foarte mici, știi? Dar acum, în ultimii ani, pentru că statul avea nevoie de un rulaj mult mai mare de bani, au crescut aceste randamente și au fost perioade în care au fost 7%, 8%, 9%. Au tot felul de campanii. Dacă ești donator de sânge, îți dau cu 1% în plus sau lucruri care îl ajută pe client, știi? Adică, bun, dacă eu vreau să pun banii ăștia, nu știu, am 10.000 de lei pe care vreau să-i pun că vreau să-mi iau mașină la anul, dar nu am destui acum. Uite, de exemplu, cum a fost perioada asta acum, la Fidelis a fost o campanie de 7%, păi puneai banii, scoteai la anul cu 7% în plus, știi? Da. Avantajul aici e faptul că nu sunt impozitați. Deci cei 10% rămân la tine, sunt foarte simplu de accesat. Uite, de exemplu, cele tezauri se accesează și de la poștă, poți să-ți depui și online, ai făcut transferul, e un proces foarte simplu, cu buletinul, nu e nimic pompos. Te-ai dus, ai depus banii, bună ziua, vreau și eu titluri de stat de suma asta. Ai semnat. Te duci la anul când se împlinește un an calendar, este că e ridicat și sunt foarte multe avantaje. În general, să știi că bătrânii, am văzut că pun foarte mult la titluri de stat. M-a surprins și pe mine. S-au educat și în privința asta, nu? Da. Da, pentru că ei au mai multă încredere în titluri de stat decât în bănci. Da. Știi? Da. Și cumva preferă să meargă pe sigur, știi, din punctul ăsta de vedere. Și sunt o alternativă. Eu cu foarte mulți clienți, deși nu este neapărat area mea de activitate, pentru că ca și consultant financiar, eu intermediez anumite produse și servicii financiare. Pe partea de titluri de stat, nu este area mea de activitate. E cumva extra, să spun așa, dar pentru că clienții au nevoie și un produs sau, mă rog, serviciu, un beneficiu de care ei pot profita, evident că eu o să-i ajut să facă pasul ăsta, știi? Pentru că trebuie să fie în avantajul lor, nu în avantajul sau detrimentul meu, știi? Dar tu ai investit în ceva până acum? Oh, mai multe, nu? Păi da, acum da, arriva și cu era un interviu cu un cântăreț, cred, și îl întreba ce a făcut cu banii, dacă a investit, dacă... Și explica el că are în vreo 15 locuri investite diverse sume de bani și explica în ce business-uri, în ce... Da. Da. Da, păi eu la capitolul investiții lucrurile stau în felul următor. În primul și în primul rând, prima investiție pe care am făcut-o a fost într-o pensie. Deși poate să se prindă. Cum să facem să fim liniștiți la bătrâneți? Știi care e realitatea? Că oamenii, din păcate, nu sunt conștienți de cum o să arate nivelul lor de trai la bătrâneții. Statistic vorbind, ca paranteză, există calculatoare online de pensii. Deci tu, dacă îți introduci venitul lunar pe care l-ai, vârsta pe care o ai în momentul de față, o să-ți spună exact cât o să ai, sau, mă rog, aproximativ cât o să ai. Unde facem asta? Scrie pe Google. Da? Că da. Deci calculatoare de pensii online și o să vezi că sunt mai multe. Da. Bun, și... Da, uite, poți să scrii și o să luăm exemplul ăsta chiar acum. Și oamenii pot să-și aproximeze efectiv pensia pe care o să o aibă. Și, în general, pensia o să fie undeva la 40% din venitul lunar cu care o familie este obișnuită. Bun, păi hai să ne raportăm un pic. Să zicem că eu o să fiu obișnuit să câștig, nu știu, 5.000 de lei. Păi o să ajung la o pensie de 2.200. Păi nivelul meu de trai unde-i? Pentru că eu nivelul de trai nu o să mi-l pot scădea. Dar confortul? Știi? Adică oamenii cumva nu sunt realiști de lucrurile astea, nu se raportează într-o manieră în care să înțeleagă cu adevărat ce o să se întâmple. Problema la capitolul pensiei e faptul că statul îți promite că o să dea o pensie, îți garantează că chiar așa se promovează, dar nu îți garantează suma. Ceea ce e un minus.
Și ok, pot să înțeleg perspectiva că da, dar mai atingă vârsta pensionării, mai ajung eu să mă bucur de banii. Ok, dar cine ți-a zis că trebuie să-ți pui banii așa deoparte pentru pensii și să-i scoți fix la 65 de ani? Sunt alternative prin care tu poți să scoți banii mult mai repede. Adică nu zice nimeni că nu poți beneficia de ei pe parcursul vieții. Știi? Deci asta e o primă greșeală din punctul meu de vedere, că trăim într-o realitate în care nu ne raportăm la viitor. Adică toți avem preconcepția asta că oricum o să mor, oricum o să mor. Ok, dar dacă trăiești, dar ce o să se întâmple? O să te rogi de copiii tăi să-ți plătească facturile în 20 de ani pentru că tu n-ai fost conștient și nu ai pus deoparte o sumă de bani în direcția asta. Și crede-mă că plafoanele sunt foarte mici, adică oamenii pot să înceapă să-și pună și 150 lei pe lună deoparte. Pentru pensie. Dar ei strângi nu sunt... banii tu sau ei pur și simplu îi depozitezi la o pensie privată? Sau da, exact. Da. Ei depun într-un serviciu de genul ăsta. Da. Problema e că la capitolul... Ce recomand, de exemplu? Răspunsul iarăși îi depinde, da. Poate fi în primul și în primul rând strict varianta de pensii private. Da. Alternativă, doar că aici iarăși se gândește foarte mult... până la vârsta pensionare, adică până la 65 de ani. Este alternativa de... Și nu îi poți scoate banii aceia până la 65 de ani. Exact. Sau sunt alternativa de fonduri mutuale și planuri de acumulare, care îți oferă și acces la bani. Ok, nu ai la început, pentru contractual vorbind, ei trebuie să te înveți ca tu să dezvolți obiceiul de a pune bani deoparte. Bun, mai cu gândul ăsta la început, banii ia-ți bani de pensie, n-am nevoie de ei, adică îți puși deoparte. Au randamente în așa fel încât să... Ok, poate nu acoperă inflația, ca să e realitatea, dar dacă tu nu-i scoți, dobânda aia compusă, capitalizată în spate, o să te ajute să-ți dubleze banii în 20 de ani, adică fără ca tu să faci absolut nimic, doar ai pus banii deoparte fiecare lună, știi? Și interesul meu a fost în primul și în primul rând și partea asta de acces. Eu am mers pe o variantă de genul ăsta pentru că m-a interesat ca în timp să pot avea acces, pentru că o să am copii. Copiii mei o să vrea în vacanție, o să își dorească să meargă la școală nu știu unde, să facă teatru, dans și așa mai departe. Și eu ca părinte o să-mi fie rușine față de copilul meu să-i zic nu, știi? Da. Chiar dacă poate banii ăia, nu zice nimeni că banii pe care îi pui deoparte nu își pot schimba traiectoria pe parcurs, adică scopul final. Important e că tu trebuie să te raportezi într-o manieră realistă la realitate. O să ai nevoie de bani, oricum ar fi, știi? Da. Și în primul rând asta am făcut. Mi-am pus bani de pensie și nu doar mie, am pus și lui maică-mea. Pentru că mama mea ne-a crescut pe noi, trei copii și nu a lucrat niciodată. Acum lucrează de 2 ani, dar până în punctul ăsta nu. Și când m-am... La ce fond? Nu pot să spun pentru că e depinde. E contractul de confidențialitate. Da, în primul rând și chestia asta, pentru că cu fiecare client lucrurile pot fi foarte diverse. Asta e realitatea, pentru că eu mă raportez și vin cu recomandări în funcție de obiectivul pe care omul are. Pentru că, uite, dacă eu spun acum că, nu știu, poate ți potrivește un fond de pensii, când, de fapt, în realitate, tu ai nevoie de banii în 5 ani, recomandarea mea e greșită. Deci, recomandările pe care eu le fac sunt strict raportate la obiectivele pe care persoana din fața mea le are. De asta cumva, poate eu dau exemple în linii mari, dar nu aș prefera să punem chiar punctul pe la fiecare în parte, pentru că situația e diferită la fiecare. Bine, hai dar să sunt variante. Sunt variante. Mă iei pe mine ca exemplu. Deci am 35 de ani, vreau să investesc într-un, să zicem, într-un fond de pensii privat. Ok. Ca să ies la pensie la 60 de ani. Ok. Ce ar trebui să fac? Ai 35... 25? E ok. Sunt mai mult. Făceam un calcul să văd. Se adună acolo, nu? 25? Da, și de ce zic asta? Da. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că investițiile se fac pe termen lung. Termen lung nu înseamnă 5 ani. Deci, asta e o mare problemă. 30 la 55? Da, știi? La pensie, nu? Exact. Da, și, în primul și în primul rând, ar fi o alternativă la pilonul 3. Sau un plan de acumulare, sau un fond mutual, sau un ETF, sau un fond de investiții. De asta zic sau, pentru că depinde foarte mult de gradul de risc pe care fiecare persoană îl are. Da. Și asta nu-l afli decât printr-un chestionar, printr-o discuție mai amplă, simulări, te raportezi la costurile pe care tu ești dispus să le aibă produsul respectiv, randamentele pe care vrei să le aibă, pentru că dacă tu cauți un produs care are un randament mic, e ok. Dar dacă cauți un produs care are un randament mare, un serviciu care are un randament mare, atunci, na. Și gradul de risc trebuie să fie unul mai deschis. Să nu te panichezi la prima scădere sau... Pentru că ideea care e, banii care se investesc în zona asta financiară, cam toți se duc în aceeași direcție. Adică foarte multe bănci investesc în tot ce înseamnă obligațiuni, acțiuni. Unele investesc chiar și la bursă. Împrumută statul cu bani și toate fac cam același lucru, știi? Companiile de asigurări, băncile, instituțiile financiare, adică ei cumva își împart banii între ei, știi? Și cu ideea că își oferă randamentul respectiv înapoi, cumva de acolo iese profitul. Dar
Na, trebuie să fii deschis. Da, să știi că apare și frica aceasta, pentru că au fost și diverse situații când angajații au furat banii. Da, dar iarăși vorbim aici de instituții, de exemplu, nereglementate, cum este un IFN. Chiar și eu, zilele trecute, văzusem o știre de genul ăsta. Păi, IFN-ul în sine, din păcate, pentru oamenii care nu știu cum funcționează, noi avem o glumă a noastră între consultanți, că IFN-urile sunt cam atare legale. Da. Adică ei profită la maxim de lucrurile astea, că, pentru că statul nu are cum să le reglementeze, pentru că și prin nume le permite, știi? Da. Asta, ei nu sunt reglementate și cumva și oamenii greșesc care merg spre IFN-uri, pentru că tu știi din start. Exact, ai încredere prea multă. Dacă o bancă nu-ți dă, înseamnă că tu nu-ți permiți. Tu te duci la un IFN ca să-ți dea. Deci, pe lângă faptul că au costuri mai mari, dobânzi mai mari, într-adevăr, ei îți oferă banii aia mai mult decât ți-ar da o bancă. Dar nu să te ajute, pentru că termen lung îți face mai mult rău decât bine, știi? Dar, în general, un consultant să știi că nu o să-ți recomande să colaborezi cu o companie care nu bifează anumite criterii de stabilitate, siguranță și profit. Adică, un avantaj, uite că nu am spus chestia asta despre activitatea de consultant, eu nu sunt angajat a nimănui. Eu, în domeniul financiar, lucrez pe baza unui contract de intermediere financiară. Ce înseamnă chestia asta? Păi, în primul și în primul rând, eu nu vând nimic, eu doar recomand. Deci, dacă conceptul pe care eu îl pregătesc pentru tine, după ce am identificat un obiectiv, o nevoie, o dorință, nu o să cuprindă niciodată o vânzare de produs, pentru că nu am un produs al meu. Eu recomand, adică, nu știu, să spunem că tot am vorbit de credite. Tu vrei să-ți iei un credit, vrei să-ți iei o locuință. Păi eu nu o să vin să zic hai la BT sau hai la BCR ca oferta cea mai bună. Nu, o să analizăm pe calcule matematic și pentru obiectivul ăla care e cu adevărat important pentru tine, pentru că, nu știu, poate pentru tine e important să ai rata lunară mică sau important să poți să faci plăți anticipate din aplicații. Nu toate băncile îți oferă beneficiile astea, știi? Și în funcție de cum îți dorești tu să te raportezi la credit, o să alegem cea mai bună variantă. Și de obicei, consultatul vine cu top 3 variante, nu o să fie niciodată una, adică ca să fie una trebuie să... Tu ca și client trebuie să știi ce-ți dorești. Dacă tu știi ce-ți dorești, da, eu o să vin doar cu o singură variantă. Dar dacă nu știi și e nevoie de comparații, trebuie să vin cu top 3. Și o să le analizăm pe rând și vedem atunci partea asta de cum o să arate lucrurile, știi? Da, da. Și, în general, ca să revenim la discuția de investiții, maxim 10% din venit ar trebui să meargă pe o direcție de genul ăsta. Cel puțin până te obișnuiești. Ca să ne încadrăm în acel 70-30-10. Deci maxim 10% din venit va să meargă pentru termen lung. Bani pentru pensii, retragere din activitate, plan pentru viitorul copilului. Iarăși, foarte mulți părinți nu sunt conștienți de cât pot face banii din alocația copilului pentru viitorul copilului. Păi în 20 de ani cu banii ai, hai când să nu zicem că îi cumperi un apartament, dar cu siguranță un avans sau mai mult de un avans sau o mașină sau parte de studii, ele plătești doar prin faptul că tu ai fost un părinte responsabil și ai pus banii aia deoparte pentru el. Și la un randament, cum să zic, nu știu, ăsta e cel mai simplu exemplu, că în 20 de ani cu un randament de 8% dublezi banii. Pe calcule matematice, asta e varianta cea mai simplă. Ok, am așteptat 20 de ani, a trecut, a ajuns la majorat sau, mă rog, la facultate, i-am scos banii, i-am dat poftim. Și uite, eu, de exemplu, am clienți care au fost beneficiari planurilor. Adică oameni care au beneficiat de banii pe care părinții lor i-au pus deoparte pentru ei. Și am un caz concret, chiar săptămâna trecută cu cineva m-am întâlnit și a cumpărat apartamentul în Suceava de banii pe care părinții lui i-au pus din alocația lui. Și ce a făcut mai exact? Au pus într-un un fond de acumulare. Era o variantă, mă rog, acum produsele s-au mai schimbat în timp. Na, dai seama, în 2000 până în acum. Da. Dar ca și variantă, da, a fost un plan de acumulare cu componentă investițională cu grad scăzut de risc. Și au trecut ani și și-a luat apartament. Deci nu s-au pierdut bani. Nu. Banii nu o să se pierdă iarăși, pentru că revenim la preconcepțiile astea că oamenilor le e frică. Da. Bun, iarăși o să revenim. Se semnează un contract. Regulile jocului nu se schimbă pe parcurs, pentru că și tu și instituția cu care alegi să colaborezi ați făcut multe documente, că se semnează procesul, nu e chiar atât de simplu, adică sunt câteva acte de semnat. Din punct de vedere legal, ceea ce e o plasă de siguranță. Există acel fond de garantare de la stat. Normal, iarăși, plasă de siguranță cât îi despăgubește până la 100.000 de euro. Etica și moralitatea companiei, iarăși, o altă perspectivă. Nu o să colaborezi, cum să zic eu, cu o companie care s-a deschis ieri sau acum 6 luni. Nu, o să-ți alegi nume mari de pe piața din domeniul financiar în așa fel încât să știi sigur că o să fii safe. În general, companiile cu care, sau mă rog, pe care eu le recomand să fii multinaționale și să aibă cel puțin 50 de ani de activitate pe piață. Păi dacă n-am 50 de ani de activitate pe piață, ce garanție eu am că o să fie bine în continuare, știi? Da. Și istoricul nu este, cum să zic eu, o garanție a viitorului, dar este o certitudine. În momentul în care tu știi că compania aia a trecut prin pandemie, prin războiul ăsta cu Ucraina, prin criza economică din 2008 și așa mai departe, sau cea imobiliară, știi că a rezistat. Și în momentul în care ți-a demonstrat că a făcut profit chiar și în cele mai grele timpuri, nu văd de ce ar trebui să
da, pot să înțeleg că frica e primul sentiment care apare, pentru că noi suntem ființe emoționale și foarte multe din deciziile pe care le luăm au la bază sentimentele pe care noi le avem, știi? Dar da, trebuie să ne educăm și din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă îl luăm pe nou în brațe și nu facem nimic pentru noi și pentru viitorul nostru, nu cred că o să ne ajute. Asta e realitatea. Deci, poate oamenii nu sunt ancorați în realitatea pe care o trăiesc și neplanificându-și obiectivele astea pe termen lung, ei nu sunt conștienți de cum o să arate lucrurile, știi? Adică eu, familiilor în general, le zic chestia asta care au copii, dacă tu poți să-i spui copilului tău la 18 ani, la 20 de ani, mami, eu nu pot să te dau la facultate în străinătate sau nu-mi permit să-ți plătesc facultatea la Cluj, pentru că chiria e foarte scumpă, pentru că nu am pus bani pentru tine deoparte, eu sunt perfect ok cu asta. Dar dacă tu poți să-ți asumi chestia asta, ok, nu facem nimic. Dar dacă nu poți, trebuie să facem. Pentru că dacă tu te consideri un părinte care, cum să zic eu, prioritizează și viața copilului și viitorul copilului tău e cel mai important lucru pentru tine, păi hai să facem ceva în direcția asta. Înseamnă că ori te minți pe tine în raport cu relația pe care ai cu copilul tău, ori nu-ți pasă, ori ți-e frică. Și dacă ți-e frică, poți să înțeleg, pentru că nu știi de unde să începi. Dar trebuie să faci cumva, știi? Sunt oricum o grămadă de lucruri, adică dacă oamenii nu au încredere în produse de genul ăsta investiționale, ok, o să mergem cu titluri de stat în fiecare an, din 3 în 3 ani punem la titluri de stat sau în depozite, sau a mai fost un program emis de către stat, junior, nu știu, da, nu scap acum numele, da. Era ideea că ei suplineau valoarea pe care tu o puneai. Uh-huh. Nu era cel mai wow produs, erau produse cu banii mult mai buni pe care oamenii puteau să le aleagă, dar în necunoștință de cauză, pentru că nu avea un consultant la care să apeleze sau iarăși o paranteză. Consilierea este gratuită. E iarăși un lucru pe care oamenii nu-l știu. Să ai consultant financiar e gratuit. Dar oamenii nu știu și de asta nu apelează, știi? Revenind la produsul ăla, el este o variantă chiar ok, dar sunt variante mai bune, dar pentru cineva care nu știe, mă bucur măcar că a început să facă ceva în, da, în direcția asta, știi? Da, păi îți dai seama că oricum alocațiile intră în cont. Tu eu mai am transferi. Eu mai am aici un punct de vedere. Alocația nu sunt banii tăi. Alocația, da, sunt banii copilului. Dacă tu ți-ai asumat că îți permiți un copil, nu o să depinzi de cei 200, 300, 400 de lei pe care ei pune deoparte pentru viitorul lui. Ok, nu vrei să-i punem pe toți. Fair enough, să zicem că jumătate îi păstrezi pentru tine ca să mai ieși voi în parc sau pe ce vrei tu să-i mai cheltui. Dar măcar o parte. Adică nu cred că cu toții depindem de cei 200 de lei pe care am putea să-i punem deoparte pentru viitorul copilului nostru, știi? Da, da. Dar bănuiesc că părinții apelează, nu? Da, la părinți e o discuție foarte... Știi, unde e discuția mai complicată? La cei care nu știu ce vor să facă și visează că investițiile o să le aducă randamente mari pe termen scurt, peste noapte, dacă s-ar putea. Dar, în general, discuțiile cu părinții sunt foarte productive, pentru că ei sunt ancorați în realitate. Mă rog, până să devii părinte, nu știi, poate, cum sunt lucrurile. Bănesc că nu știu, în cazul tău, cum e, dacă ai copil. Da. Până să devii un părinte, n-ai știut, de fapt, ce înseamnă să fii părinte. Dar după ce ai devenit, foarte mulți se ancorează în realitate și sunt conștienți. Măi, uite, mie mi-a fost foarte greu. Eu nu aș vrea ca copilul meu să treacă prin lucrurile pe care eu am trecut. Deci eu, ca părinte, trebuie să devin un părinte responsabil și din punct de vedere financiar. Și cumva, discuțiile sunt foarte deschise, adică oamenii chiar sunt deschiși să pună bani deoparte pentru copiilor. Nu am avut absolut nicio problemă în ceea ce înseamnă comunicarea și colaborarea pe termen lung cu ei. Iarăși, la credite, aceeași discuție, nu știu cum să zic, poate perspectiva din care eu le prezint lucrurile uneori e dură, că nu își permit sau e mai mult sau nu sunt eu de acord dacă nu au avans sau șmecheria aia că luăm un credit de nevoi personale ca să dăm banii de avans și în loc de un credit îi trezi cu două, eu nu susțin așa ceva, deci la mine eu să le zic nu, dacă vrei să faci asta, nu cu mine. Și aici nu sunt probleme, ți-am zis, părinții în general chiar sunt deschiși și se raportează la viitorul copiilor lor. Și alte persoane care vin la consultanță financiară, cam ce vor? Investiții? Depinde de foarte mult de area de activitate pe care tu ca și consultant o ai. Multe dintre ele caută siguranță financiară. Foarte puțin sunt... Mă rog, e și trendul ăsta de libertate financiară. Vreau să ajung independent financiar, vreau să ajung liber financiar. Sunt total de acord dacă încep cu pași mici și avem grijă ca și celelalte arei să meargă bine, adică știi pe ce îți dai banii, ai o monitorizare, îți permiți traiul de la o lună la alta, pui economii deoparte și apoi pasul de investiții, pentru că iarăși e greșit să ne raportăm la investiții în mod direct dacă noi nu ne-am asigurat pe alte planuri, nu ne-am pus bani deoparte de pensii, nu avem asigurare de sănătate sau nu știu, nu ne prioritizăm din punctul ăsta de vedere și dacă lucrurile astea se bifează și sunt ok, mergem spre zona de investiții, care acolo iarăși
diferă în funcție de gradul de risc pe care fiecare persoană îl are. Și buget, evident. Clienți de toate vârstele? Toate. Adică am clienți de la... Cred că cel mai tânăr are 18 ani jumătate. Așa? Informați? Da. Da, chiar m-a surprins și pe mine, cumva, capacitatea de asimilare și dorința de a face ceva în direcția asta. Și clienți care au 50 și ceva, 60 de ani, adică în funcție de ceea ce își doresc, un consultant poate să-i ajute, nu știu, cu un credit de nevoi personale, cu un credit ipotecar și așa mai departe. UNRCA, că lucrăm foarte mult pe zona asta de asigurare, UNRCA, asigurare de călătorie, asigurare de viață, asigurare de sănătate. Oamenii la capitolul asigurării de sănătate, din păcate, în continuare au foarte multe reticențe, pentru că nu le înțeleg cum funcționează. Dar cei care au, de exemplu, probleme foarte mari în familie, nu știu, provin din familii în care au fost boli grave, cancer și așa mai departe, ei sunt deschiși spre area asta pentru că sunt conștienți că există șanse foarte mari ca și la ei să apară la un moment dat. Deci, cumva, partea asta de prevenție e mult mai importantă decât tratarea, fiind și mult mai ieftină. Pentru că, uite, de exemplu, sunt asigurări prin care eu, ca persoană, aici, mă rog, suma diferă în funcție de perioada pe care o leg, anii pe care am și așa mai departe, dar pentru o anumită sumă, un plafon, nu știu să zic, până în 200 de lei, pe lună, dacă la un moment dat în viitor, pe perioada în care eu am acea asigurare, descoper că am cancer, de exemplu, pot să fiu tratat oriunde în lumea asta, mai puțin în România, pentru că exact ăsta e scopul asigurării respectivii, să te despăgubească pe tine la cele mai bune spitale din lume, în limita la 100.000 de euro per caz. Acum fac trecerea la 200.000 de euro per caz, mă rog, e mai scumpă. Da. Dar, ok, am plătit 200 de lei pe lună, dar, Doamne ferește, s-a întâmplat evenimentul să descoper că am această boală, sunt safe. Și încrederea că mă tratez în lume, nu în țară. Sunt și variante de a te trata la noi în țară, dar cumva pe partea sa medicală... Mai puțin, nu? Da, da, mai puțin. Da. Dar, na, mă rog, sunt foarte multe și pentru ambulatoriu, tratări normale, spitalizare, adică și nu sunt atât de scumpe. Nu știu de ce oamenii au impresia că asigurarea de sănătate e scumpă. Păi sunt asigurări de sănătate la 17 lei pe lună. Mă rog, e foarte basic și conține câteva lucruri, dar nu contează. Adică sunt foarte multe produse, doar că noi nu avem, cum să zic eu, dezvoltat apetitul ăsta, știi? În general, oamenii care au tot așa business-uri, pentru că tu când ai afacerea ta, de foarte multe ori, mulți nu sunt angajați. Au rămas la stadiu de administrator, de exemplu, știi? Și nu-și pun bani deoparte pentru, pensii, n-au asigurare în caz de se îmbolnăvesc și cumva acolo discuția iarăși trebuie tratată cu seriozitate, pentru că na, n-ai nimic, teoretic. Da. Ai banii firmei, dar ai banii firmei, nu-s banii tăi și la final când tragi linii rămâi cu nimic. Cu nimic, aproape. Da. Din păcate, da. Dar știi că la asigurări de sănătate mă gândesc că un motiv al faptului că nu vor oamenii să își facă e că deja plătesc dacă sunt angajați. De ce să plătesc încă una? Eu sunt total de acord cu chestia asta pentru că, într-adevăr, la noi în țară procentul e foarte mare ca și taxe care se ia din venit. Și pot să înțeleg chestia asta, dar trebuie să fii și conștienți că din taxele pe care se iau, din venitul lunar pe care ei le au, acele asigurări sunt cumva standard, adică tu nu o să primești niște condiții extraordinare în momentul în care te internezi, adică ești tratat la stat, dacă te trimit la privat o să vezi că o să plătești foarte multe din lucrurile respective și cumva o asigurare de sănătate e o chestie extra care să te ajute în cazul în care ți-e frică că o să dai peste alte lucruri. Uite, în general, femeile care rămân însărcinate sunt asigurări pentru sarcină. Aleg o asigurare de genul ăsta pentru că ele, de exemplu, vor să nască la un spital privat, dar nu vor să plătească costurile care ar fi dacă nu ar avea o asigurare, pentru că asigurarea e mai ieftină. Dar, mă rog, trebuie să ți-o faci cu mult timp înainte. Asta e un minus, iarăși, pentru că în funcție de tipul de beneficiu pe care rămâi însărcinată. Exact. Nu. Nu o să-ți accepte nimeni. Trebuie să-l faci cu mult timp înainte să rămâi însărcinată. Da. Da. Dar pentru că îți despăgubești și, nu știu, dacă, de exemplu, descoperi că ești infertilă, o parte din tratament, o parte din analizele medicale pe care le faci, intervenții și așa mai departe, adică sunt tot felul de beneficii în direcția asta, știi? Și, na, raportat la capitolul asigurări, oamenii, din păcate, au reticența asta de... ca și cum ar fi ceva greșit, când, de fapt, în afară e așa o normalitate, știi? Sau, uite, direcția de credite. Sunt asigurări. Și nu sunt scumpe, iarăși, adică e undeva de, iarăși, depinde de vârstă, perioadă, dar între 100 și 200 de lei pe lună, în funcție de produsul, serviciu pe care îl alegi. Unele sunt și mai scumpe, dar, mă rog, ai suma asigurată mai mare, adică dacă tu ai un credit de o valoare foarte mare, e normal ca și plata aia să fie mai mare pentru asigurarea respectivă, dar sună în felul următor. Dacă tu decedezi, contractantul decedează, asigurarea îți acoperă creditul.
Păi, eu, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o chestie atât de logică și atât de normală. Păi dacă, Doamne ferește, nu știu, să spunem că tu, capul familiei, decedezi, Doamne ferește, dintr-un accident de mașină, că la noi eu nu vreau să zic că e o normalitate, dar e un grad foarte mare de deces în direcția asta. Adică suntem pe locul 1 la nivel european la capitolul deces în accident. Și poate întâmpla, creditul nu o să rămână familiei. Adică nu o să rămână soția cu toate datoriile, pentru că dacă tu ți-ai făcut o asigurare de genul ăla, na, o să fii despăgubit, dar din păcate oamenii iarăși nu știu de chestia asta. La noi cumva poate e și o chestie un pic mai nouă, pentru că uite, de exemplu, în străinătate, dacă contractantul decedează, nu se mai plătește creditul, pentru că statul suportă acoperirea creditului, de exemplu în Olanda. Eu am clienți care stau în Olanda și râdeam cu ei pe subiectul ăsta că când am auzit că și-au luat credit, le-am povestit despre asigurare de genul ăsta. Da. Na, eu nu știu neapărat care este legislația în Olanda și mi-au spus, băi, noi avem deja o asigurare de genul ăsta, dar este inclusă în credit, este foarte ieftin acolo, e mult mai ieftin decât la noi. Și, într-adevăr, așa este. Dacă, Doamne ferește, eu pățesc ceva, soția mea nu o să plătească creditul. Și o să rămână cu casa, evident. Adică, da. Dar noi, cum nu suntem în Olanda și suntem în România, ar trebui să ne prioritizăm un pic și din punctul ăsta de vedere, să fim conștienți. Pentru că, Doamne ferește, dacă rămâne creditul la, nu știu, soția rămâne cu 2-3 copii, cu un credit, cu o greutate emoțională foarte mare în urma decesului, poate părinții ei, bunicii, nu o să poată să susțină și ei, cum o să arate viața lor? Adică oamenii, eu înțeleg că ne punem problema asta, ok, o să murim și gata, nu o să mai beneficiem. Bun, dar pe lângă mine, oamenii de lângă mine, ce viață o să aibă când eu nu o să mai fiu, știi? Asta e realitatea în care trăim și sunt niște întrebări pe care oamenii nu și le pun. Asta cumva, na, nu știu, poate... interesează. Exact, eu cred că e o perspectivă și din punct de vedere a întrebărilor pe care să ne le punem. Rolul unui consultant ăsta este să te ajute să găsești răspunsul la niște întrebări pe care tu nu ți le-ai pus niciodată, pentru că nu te-ai gândit. Nu te gândi la lucrurile astea, pentru că na, am trăit clipa, am trăit momentul, o viață am și nu ne-am pus din punctul ăsta de vedere să analizăm lucrurile, știi? Păi, în continuare. Da, da. Trăim clipa și momentul. Da, așa este. Da. Dar eu nu am o problemă cu asta, știi? În a trăi clipa și momentul, atâta timp cât prioritizezi și celelalte aspecte din viața ta. Adică setezi în niște obiective financiare, lucrezi pentru ele, ai un plan de la care încerci, nu neapărat să te înlături, dar... să-l ții cât mai aproape de tine, să prioritizezi bunăstarea ta și a familiei, adică sunt niște lucruri la care trebuie să lucrăm și să fim ancorați în realitate din punctul meu de vedere. Păi să încheiem atunci podcastul cu această idee și să mai vii, să ne mai cu drag, dai mai sfaturi. Drag. Succes! Mulțumesc să ne vedem cu bine data viitoare. Ne revedem cu bine. Ne revedem, da. Mulțumim că ne-ați urmărit și nu uitați da și like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, adresați-ne întrebări, poate Dianei, dacă cu cel mai mare nu drag. Am abordat vreun subiect, vreo temă. Data viitoare ne punem la punct. Punem la punct, da. Numai bine, ne vedem cu bine data viitoare.